Dezbatere publică despre femeia ieri, femeia azi, momente artistice și multe alte surprize sunt pregătite de câțiva voluntari din partea Asociației Șansa 2010 din Pașcani pentru cetățenii orașului care sunt așteptați în număr cât mai mare duminică la sediul Casei de Cultură din Pașcani. În cadrul dezbaterii, voluntarii asociației vor aborda aspecte cu privire la rolul femeii în societate și diferențele semnificative dintre femeia de ieri și cea de astăzi. Pe lângă momentele artistice, voluntarii de la atelierul de abilități practice vor expune produsele lor handmade, iar pentru invitații vor avea pregătite mărțișoare inedite. Pentru a marca vizibil activitatea, la sfârșitul acțiunii se va realiza și un optuman în piața Mihail Sadovean. Asociația Șansa 2010 organizează o dezbatere în sala Arcadia Casei de Cultură Mihail Sadoveanu. Noi am mai avut genul acesta de dezbateri, suntem la ediția a treia. Încercăm să facem altfel de activități atunci când e vorba de 8 martie, nu doar flori și mărțișoare. Desigur, în programul nostru sunt incluse și câteva momente artistice, iar voluntarii de la Atelierul de Abilități Practice au pregătit câteva produse handmade pe care le vor expune și, de asemenea, celor invitați acolo vor da drept cadou astfel de produse. Menționăm că această activitate face parte din cadrul programului cu caracter permanent Clubul Șansa, inițiat în parteneriat cu Primăria Municipiului Pașcani alături de Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani, școlile și liceele din municipiu.